Salutare, dragilor, și bine v-am găsit la sală! Minutele care urmează vor fi precum un antrenament. Vom avea o parte de încălzire, vom avea un exercițiu de viteză, dar mai ales vom avea un exercițiu de bază. E o emisiune lejeră, dar poate veți transpira. E o emisiune în care veți râde, poate că vă veți și încrunta, dar cu siguranță veți învăța ceva. Vom discuta despre un stil de viață sănătos, despre antrenamente, despre diete și stați așa că nu sunt singură. Alături de mine am un invitat cu totul și cu totul special. Nu doar că e sportivă de performanță, nu doar că o vedeți la sală, este instructor de fitness, dar mai presus de toate, e o războinică. Mari, îți mulțumesc că ești alături de mine. Bună, Iulia, bine te-am găsit. Putem să începem partea de încălzire, da? Pentru că așa am discutat că vom începe ușor printr-o încălzire. De fapt, va fi o încălzire de vorbe, nu doar de antrenament. Și vreau să încep prin a le spune urmăritorilor noștri faptul că Mari e o persoană pasionată de fitness, de un stil de viață sănătos, dar mai presus de toate, tu ai fost și sportivă de performanță. Spune, te rog, despre acest aspect, cum ai ajuns să practici sportul Bob Sanie, da, corect? Da, eram în clasa a 5-a, cam atunci am început să descoper sportul. Am fost atrasă tot timpul de performanță sportivă și am ales să fac Sanie Bob, Sanie Single am făcut. Am practicat timp de 6 ani de zile, am fost și campioană, am și pierdut, am și câștigat, am învățat foarte multe lucruri de acolo. După care am plecat la București, am terminat liceul sportiv, de fapt am făcut doar 3 ani pe partea sportivă, după care din anumite probleme a trebuit să mă întorc acasă și... Ce aveți pe partea de, da, fitness, de fitness, pentru că vreau să spun că noi și eu te cunosc nu doar de la televizor și din cadrul competiției Survivor. Am avut norocul, aș putea spune așa, să ne cunoaștem înainte în cadrul unui curs de fitness pe care l-am ținut, un curs de aerobic mai exact, da. A fost partea de aerobic. Atunci a fost momentul când ți-ai descoperit pasiunea sau tu deja erai pasionată de fitness și înainte? Eram pasionată și înainte de fitness, pentru că eram deja instructor fitness și voiam să mai adaug încă o diplomă la ceea ce îmi plăcea să fac. Și te-am descoperit pe tine, bineînțeles, și îmi face plăcere că am terminat un curs de aerobic și am avut foarte multe de învățat de la tine. Să știi că mie, pe lângă că mi-a făcut plăcere, am fost foarte mândră să te văd în cadrul competiției Survivor. M-am bucurat foarte tare din primul moment, atât eu cât și toți profesorii formatori pe care i-ai avut. Am fost mândri de tine, te-am susținut și să-mi spui ce te-a motivat să mergi la Survivor. Sincer să fiu, eu am luat-o ca pe o glumă prima dată. M-am înscris dintr-o glumă. Nu știam sigur dacă o să fiu aleasă și nu credeam. După primul telefon pe care l-am primit din partea lor, am crezut că e o glumă. Am fost invitată să țin un interviu online cu ei. A durat 5 minute, după care am așteptat vreo săptămână, din nou primesc telefonul lor și m-am trezit în Dominicană. Spre surprinderea mea. Ce a fost wow! Care a fost primul vibe sau prima chestiune în care ai simțit-o în momentul în care ai coborât din avion și ai zis chiar se întâmplă, sunt aici. Te așteptai să fie greu? Pentru că toată lumea știe că e o competiție grea de supraviețuire. Sinceră să fiu, nu mă așteptam să fie chiar atât de greu, pentru că de acasă se vede altfel, se vede diferit de ceea ce noi am trăit acolo și de ceea ce eu am trăit acolo. Când am aterizat, sinceră să fiu, eram foarte entuziasmată de peisaj, de un zbor de 12 ore. A durat ceva. A fost pentru prima dată în viața mea când am zburat atât. Nu te opri din pedalat, nu te opri din pedalat. Nu. Trebuie să ne încălzim. Da. Și eram foarte entuziasmată. Nu am realizat. Am realizat în momentul în care am ajuns la primul joc. Atunci. Și am zis, wow, eu chiar sunt aici. Și nu venea să cred. Iar referitor la asta, spunem dacă competențele tale sportive, faptul că ai făcut un sport de performanță, că ești și instructor de fitness aerobic, te-au ajutat în cadrul competiției? M-au ajutat foarte mult, pentru că la finalul traseului trebuia să găsești exact tehnica pe care ar trebui să o pui în practică acolo. Și eu deja știam cum să fac o fandare, cum să arunc, unde să țin mâna, să amortizez căderea,
Știam foarte multe mișcări și m-a ajutat foarte mult, bineînțeles. Crezi că persoanele care nu au o condiție atât de bună au de suferit în cadrul competiției? Pentru că, da, într-adevăr, sunt în principal probe sportive, dar unele sunt de îndemânare, de concentrare, nu toate sunt sportive. Crezi că colegii tăi sau cei din echipa adversă au avut de suferit, care n-au fost sportivi de performanță? Probabil că au avut de suferit la început, dar să știți că Survivor nu este doar sportiv, pe partea sportivă. Trebuie să fii și psihic foarte, foarte tare, puternic și trebuie să ai o îndemânare. Cine nu era bun pe traseu, din cauza vitezei, era bun la final. Cine nu era bun la final, era bun pe traseu. Adică foarte rar se compensează, se compensează. Mergând înspre o altă zonă, pentru că noi așa suntem la sală, aș vrea să discut un pic cu tine despre partea de alimentație. Pentru că, într-adevăr, în România cu toții cunoaștem că deja începem să ne confruntăm cu obezitatea. Din păcate, da. În rândul tinerilor, tot mai mult, în rândul copiilor, spune-mi, te rog, care ar fi sfatul tău pentru persoanele care se confruntă cu această problemă? Sincer să fiu, eu la sală am foarte multe mămici, să le spun așa, care sunt foarte îngrijorate. Pentru că cei mici mănâncă foarte mult, foarte mult, nu le place să facă ora de educație fizică și încerc cumva să le dau câteva sfaturi. În primul rând, să nu-i mai lase pe telefon atât de mult, să nu mai petreacă atât de mult timp în casă, să-i încurajeze să iasă afară, să facă puțină mișcare, să iasă împreună cu el în parc, la o plimbare, că e foarte importantă. Și nu în ultimul rând, să nu uităm de alimentație, pentru că e foarte importantă chestia asta. Și să excludă cumva ușor-ușor dulciurile și în perioada asta de vară nu înghețată. Da, să încercăm să ne răcorim altcumva. Și dacă ar fi să aloci un procentaj, părții de nutriție, părții alimentare versus antrenament, ce procentaj ar primi nutriția? Eu zic că undeva la 60%. Da, la fel sunt de acord cu tine. Poate eu aș merge spre partea de 70%. Consider că un aport foarte important are partea de nutriție, să mâncăm corect. Spune, te rog, 3 reguli de aur în nutriție, pe care le aplici tu sau pe care le recomanzi clienților tăi. Reguli de aur. Eu nu sunt adepta dietelor. Da, la fel și eu. Dieta pentru mine este un stil de viață sănătos și cred că aici am zis totul. Adică nu ne putem forța, dacă toată viața am mâncat zahăr, de mâine să nu mai mâncăm nici nu, măcar. Nu, trebuie să scădem treptat. Exact, exact. Iar în ceea ce privește partea de antrenamente, în momentul în care te confrunți cu un caz de obezitate, spre exemplu, ai o clientă care dorește să scadă în greutate, care e recomandarea ta, adică care e procesul, care sunt pașii pe care îi faci? Primul pas pe care îl fac este să-i recomand un specialist în nutriție, colaborez cu cineva pe partea asta, după care, după toate analizele pe care el le primește de la specialistul meu, îmi dau seama ce tipuri de antrenament aș putea face. Corect. Ideea este că văd, din câte îmi spui, că e foarte important ca fiecare să-și facă treaba lui și bine. La modul că nutriționistul are locul lui, antrenorul de fitness are locul lui, sigur că trebuie să știe chestiuni esențiale, dar în momentul în care, la obezitate mai ales, e posibil să fie o cauză, o problemă medicală în spate și atunci trebuie să apelăm la ajutor de specialitate. Spune-ne, te rog, haide să mărim puțin viteza, pentru că ne apropiem treptat de antrenamentul de viteză. Veți afla în minutele care urmează ce este, de fapt, acest antrenament de viteză. Mai am o singură întrebare pentru tine, după care vom merge mai departe la etapa a doua. Spune-ne, te rog, peste 10 ani, 15 ani, cum crezi că va arăta România din punct de vedere al sportului? Pentru că observăm că în ultima perioadă, într-adevăr, se investește mult pe partea aceasta. Se organizează competiții sportive, sunt foarte multe centre de fitness. Ce crezi că va fi peste 10 ani? Eu cred că ar trebui promovată mult mai mult partea asta de fitness. Și încurajată, în primul rând, pentru tineri, pentru generația care vine. Nu știu exact cum o văd peste 15 ani, dar sper din suflet
să fie din ce în ce mai bine. Hai, mai tare, mai tare, mai tare, mai tare, cu siguranță așa va fi. Rămâneți în continuare alături de noi. Urmează antrenamentul de viteză, exercițiul de viteză. La exercițiul de viteză, Mari, e foarte simplu. Voi avea 20 de întrebări pentru tine. Le-am numit 20 de întrebări fulger pentru că ai maxim 30 de secunde în care să ne dai răspunsul acestor întrebări. Vreau să meargă rapid, rapid. Maxim 30 de secunde și aș aprecia să fie primul răspuns care îți vine minte, fără să stai foarte mult să te gândești. Transparență. Transparență totală. Perfect. De aceea aș vrea să începem acum să-mi spui în 3 cuvinte, maxim 4, cine este Marilena? Marilena este o persoană modestă, sinceră și curajoasă. Perfect. Cine a fost Marilena înainte de competiția Survivor? La fel cum sunt și acum. Nu m-am schimbat foarte mult, dar... eram mult mai calmă și poate că nu eram chiar atât de sociabilă. Și acum ai devenit, ți-ai făcut prieteni mult noi, mai, da, mult mai sociabilă. Da. Care a fost cel mai dificil moment în competiția Survivor? Când erau jocurile de comunicare și pierdeam, trebuia să cumva să-mi găsesc revenirea, pentru că cumva cădeam într-o stare foarte nașpa psihic și trebuia cumva să-mi găsesc forțele să ies din această stare. Și rămânem tot în zona asta și aș vrea să-mi spui, atunci când eram în Republica Dominicană, am avut o afinitate pentru... Rapid! Orice afinitate, nu știu, poate fi un băiat, o fată, știu eu, un cameraman. Roxana. Perfect, mulțumim! Care a fost cel mai haios, pentru că tot am râs mai devreme, care a fost cel mai haios moment din Survivor? Jocurile de nămol, cu nămol. De ce? Alea erau cele mai haioase pentru că trebuia cumva să te tăvălești în tot nămolul ăla și când ajungeai la final nu mai vedeai nimic, ochii, tot erai, trebuia să te ștergi pe la ochi să vezi finalul. Da, era haios. Să-mi spui, te rog, ce crezi că le-a lipsit războinicilor în momentul în care erai tu în competiție? Dacă a fost ceva ce crezi că trebuia să aibă echipa ta și nu a avut? Mâncare. Separat de mâncare? La nivel de echipă, la nivel de bounding, dacă putem să-i spunem așa. Crezi că a lipsit ceva? Comunicare mai multă. Bun, de ce ai ales să nu mai lupți în competiție și când a fost momentul când ți-ai pierdut motivația? Momentul din care nu am mai reușit să-mi revin a fost atunci când am ieșit din spital și au fost câteva jocuri pierdute în care nu mai reușeam să ne găsim motivația și tot pierdeam și acolo cred că am decăzut foarte mult moral și psihic. Ai fi avut nevoie de mai mult sprijin din partea colegilor? Susținere, probabil. Susținere. Da. După finalizarea competiției, acum că ai ajuns acasă, că lucrurile s-au liniștit, spune-mi, te rog, dacă este o persoană care a fost cu tine în competiție și pe care o poți numi prietenul tău și peste 10 ani. Sunt două persoane. Mai bine. Roxana Ghiță, care mi-a fost foarte alături acolo, mi-a fost alături mai mereu, în momentele grele, și Alin Sălăjean. Da. Așa este, de Alin știam. Bineînțeles, deja, și Albert, dar momentan nu este ieșit. Este și urăm un succes, da, pe această cale. Sper să ajungă acolo unde merită. Crezi că colegii tăi au regretat în momentul în care ai părăsit competiția? Unii dintre ei da, pentru că am observat chestia asta după ce am ajuns acasă, am văzut toate interviurile lor, dar unora nu. Ce te-a marcat în sens negativ? În cadrul competiției? Nu am momente care să mă fi marcat în sens negativ. Nu am. E foarte important, pentru că de aici pleacă următoarea întrebare, dacă ți-ai dori să te întorci în competiție. Da, mi-aș mai dori, am mai fost întrebată, am mai primit această întrebare. Mi-aș dori să mă reîntorc, dar știu că nu este posibil. Ok, dar de data aceasta ai ști cum să faci față? Adică crezi că ai putea să depășești momentul în care a fost un soi de click? Da, aș ști să gestionez lucrurile altfel. Mergem mai departe, pentru că suntem la sală și vreau să-mi spui rapid, fitness sau aerobic? Fitness. Excelent! Morning person sau night is my best friend? Ce alegi? Când funcționezi mai bine? Morning. Perfect! Care crezi că e cheia succesului pentru a avea un stil de viață sănătos? 3 chestiuni și aici. Voință, superioritate și, nu știu dacă e, dorință. Dorința de a ajunge într-un punct... Dietă sau cardio? Cardio.
Oh, la sală? Nu sunt adeptă dietelor. La sală sau antrenamente outdoor? Și. Alege unul. Ah, outdoor. Ești răsfățată? Nu. Nu am de cine. Spune-mi, te rog, cine te inspiră și dacă ai vreun idol. Pe plan sportiv sau nu mai? Doamne, deci mi-ai dat de... Vezi că ai 30 de secunde. Time is ticking away. Un idol. Idol, nu știu, pe plan sportiv, poți să nu ai. Sunt unii oameni care, păi eu sunt idolul meu, eu vreau să mă cresc cum vreau eu. Exact. Bun, perfect. Mă urmăresc. Dacă ai avea posibilitatea peste noapte să schimbi ceva la tine, ce ai schimbat? Doar dacă e cazul, poate că nu e. Sincer, nu aș schimba nimic, momentan. Și poți să-mi spui ultima întrebare, cum crezi că vei fi în viitor? Avem tot cei 10 ani, poate ai pus mai devreme o întrebare cu 10 ani. Cum vei fi peste 10 ani? Cum arată cum mi-aș dori? Cum vei cum fi? Dori. Nu știu. Cum voi fi? Rămâne această filmare dovadă. Vedem peste 10 ani dacă așa s-a întâmplat. Sper din suflet să-mi înființez o familie, să am minim 3 copii, să-i duc la sală, să fiu antrenorul lor și poate și trainerul lor. Perfect, asta și așteptam, eram foarte curioasă, vreau să mergem un pic înspre zona aceasta să văd dacă te vezi cu copilași și dacă îți dorești lucrul acesta. Îți mulțumesc foarte frumos, acestea au fost cele 20 de întrebări rapid. Wow. Cred că ne-am descurcat foarte bine, ne-am încadrat în timp și acum urmează antrenamentul de bază. Îți mulțumesc din suflet. Dragilor, v-am spus că urmează exercițiul de bază și de fapt e un antrenament întreg. Azi vom merge pe metoda functional training, ne vom antrena cu acest stil de antrenament. Mari este invitata noastră specială, alături de ea vom face toate exercițiile de azi. Vom merge pe 3 exerciții majore, unul dintre ele va fi cu acest accesoriu. Vom folosi și stepperul. Toate exercițiile au la bază greutatea corporală, antrenamentul funcțional. Practic despre asta este de a lucra cu greutatea propriului corp. O să începem cu o mică încălzire, după care vă propun cele 3 exerciții. Haideți să începem, ești gata, Mari? Da, singur. Bun, inspirăm și expirăm, coborâm ușor, tragem tare aer în piept, inspir și expir. Avem 8 coborâri, 7, 6, încercăm să rămânem cu toată talpa pe sol, 5, 4, 3, 2, excelent, rămânem acolo și rotim ușor brațul drept, susținem umărul, ținem spatele drept, toată talpa pe sol, inspiră și expiră și ai 4, 3, 2, excelent, schimbăm partea și 1, 2, 3, 4 și încă 4, 3, 2, excelent, rămânem cu ambele brațe întinse și balansez ușor, inspirăm și expirăm. Brațele sunt încordate, spatele drept, coloana întinsă și avem 4, 3, 2, interior și 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, întoarcem palma spre tavan, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sunt ambele brațe întins, tare, tare, arcuim spatele, o să vă rog să coborâți la 90 de grade. Întindem tare, 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 inspir, trage aer în piept, te ridici, expiri, cobor la 90, față, inspirăm și expirăm. Ultimele două, întinde, ține spatele drept și revii la poziția inițială și ultima, încearcă să menții acolo. Ținem pentru 4 secunde, 3, 2 și coborâm cu palmele la nivelul solului. Rămânem în continuare, inspirăm și expirăm. Încă 4, 3, 2, trage tare aer în piept. Coborâm pe partea dreaptă, 1, 2, 3, 4, inspir, 4 și pe stânga, 1, 2, 3, 4, sus. Și ultimele 4 în față, 1, 2, 3, 4, revii ușor, ții spatele drept, duce mult umerii spre spate. Inspiră și expiră. Cum sunteți? V-ați încălzit? Foarte bine. Mă simt ca la cursul de aerobic. Ai văzut?
Inspiră și expiră și față. Încă 4, 3, 2. Apropo, ce-ți mai amintești de la cursul de aerobic? Tot? Da. Mai știm și coreografii? Da, chiar o folosesc. Poate te provoc spre finalul antrenamentului să lucrăm un pic și partea de coreografii. Pandem alternativ, o să vă rog să lăsați toată talpa pe sol, să încercăm să avem o linie imaginară de la nivelul genunchiului, care merge până la vârful adidasului. Inspiră și expiră, încă 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, rămânem pe partea dreaptă și ții acolo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 și schimbăm partea. Scurt, scurt, inspir și expir, tragi tare aer în piept, 4, 3, 2, excelent. Întoarcem cu sprijin pe partea dreaptă, piciorul din spate rămâne întins, pandăm, rămâi întins în spate și revii. Pandăm și revii. Apropo de asta, între antrenamentele tale regăsim și parte de aerobic sau mai multe antrenamente funcționale și fitness? Și aerobic. Am ore de aerobic. 2 ore pe săptămână. Și ce clase faci? Am o clasă de circuit, am o clasă de rebound și aerobic. Excelent! Deci înseamnă că n-am uitat de coreografii. Sunt de acolo. Nu. Ultimele 4, 3, 2, excelent, și schimb partea. Atenție, coborâm și 1, 2, inspiră și expiră, 3, 4, piciorul din spate îl ținem întins. Ultimele 2, 3, bun, revenim în față, apropiem ușor ambele picioare și mergem înspre genuflexiuni. Vom face câteva repetări. Scoat toată talpa, rămâne pe sol și revii la poziția inițială. Vă rog să nu uitați de respirație. De regulă, în momentul în care simțim că efortul e mai mare, dăm aerul afară din piept. Ultimele 4, 3, 2 și vom combina. Scoat cu genunchi la piept și 1, 2, 3, 4 și încă 4, 3, 2, același lucru cu călcâi și 8, jos, 7, respir. Ultimele 4, 3, 2, bun, cum simțiți picioarele? Ne-am încălzit? Inspirăm și expirăm. Încă una. Primul exercițiu pe care îl vom face va fi cu accesoriu, suspension training. Vom avea o mountain climb și pas adăugat, genunchi la piept, alternativ. Bun, ne pregătim. Lăsăm toată palma pe stepper. Ridici bazinul în poziție plank, rămânem cu ambele picioare întinse și aduci alternativ lent la piept. Și ai 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, aleargă, mountain climb, sus, sus, sus și... Atenție, depărtăm, haide, 8, 7, 6, 5, 4, cum e, 3, 2, excelent, cobori și avem o secundă, 2, relaxare, după care ne pregătim și reluăm exercițiul. Atenție, 4, 3, 2, haide, lent, sus, te pregătești, aleargă, tare, ultimele și
Respira. Bun, relaxez. Arghim spatele. Exercițiul numărul 2, de fapt circuitul numărul 2 pe care îl vom face azi, va fi tot pe metoda suspension training. Vom face squat-uri, genuflexiuni, unde vom folosi și bicepsul foarte mult, pentru că vom lăsa toată greutatea corpului pe TRX, bineînțeles. Vom coborî în squat, după care cu ajutorul brațelor, mai exact a bicepsului, vom reveni în poziția inițială. Începem 10 repetări, sus și 1, 2 și aici spatele rămâne drept, toată talpa este peste păr, cobori și revii la poziția inițială. Sigur, nu uităm de respirație. Ultimele 4, 3, 2, excelent, din aceeași poziție, apropiem foarte ușor picioarele, greutatea o să ții, pentru că suntem la functional training, folosim metoda suspension training și avem săritură spre spate și revenire. Excelent, hai Mari, cred că din asta ai făcut multe la Survivor, ați avut multe sărituri. Multe, multe. Inspir și expir, încă 8. Azi ați floare la ureche. Ai văzut? Prin ce am trecut acolo. Știam eu că antrenamentul ăsta nu va fi foarte greu. Inspiră și expiră, încă 4, 3, 2 și exercițiul numărul 3, vom rămâne în pandare. Piciorul drept peste păr, piciorul stâng în spate, vei avea două unghiuri de 90 de grade la nivelul genunchiului și revii. Sus, 10, 9, 8, 7, 6, 5 respiri, 4, 3, 2 și schimbăm piciorul. Te pregătești cu toată forța și 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, excelent, respirăm, facem o pauză de 2-3 secunde, după care repetăm încă de 4 ori aceleași exerciții. Am ajuns la cel de-al treilea exercițiu pe care îl puteți face sigur pe perechi sau individual. Practic, ambii parteneri de antrenament lucrează, atât eu cât și Mari ne vom antrena. Eu voi lucra trenul inferior și anume partea de fesier, Mari va lucra zona abdominală. Va trebui să vă așezați în întins cu spatele lipit de salteluță. Persoana care e întinsă pe saltea va prinde persoana, partenerul de antrenament de gleznă. Se va coborî în poziție de squat, de genoflexiune și foarte ușor, cu vârful degetelor, vom atinge adidasul partenerului. Tot spatele e obligatoriu să rămână lipit de salteluță, astfel încât să nu forțăm zona lombară și, evident, să lucreze partea abdominală. Inspir și expir, după care vom combina cu squat. Și una, două, sus, trei, Mari, cum e abdomenul? Foarte bine. 4. Simțim că lucrează, nu se forțează zona lombară? Nu, nu. Inspirăm și expirăm. Excelent. Ultimele 8. 7. Vom face două serii, în fiecare serie câte 8 repetări, astfel încât avem un complex de 16 repetări. Inspirăm și expirăm și vom repeta acest exercițiu de 4 ori. Persoana numărul 1, care a lucrat abdomenul, va merge și va lucra parte de trenul inferior. Persoana care a lucrat genoflexiuni și a făcut parte de tren inferior, va merge la partea de abdomen. Cam acestea au fost propunerile mele pentru azi, dar am o surpriză pentru voi, pentru că nu-i așa, Marina a fost alături tot antrenamentul. Vreau să-i dau ei cuvântul și ea să ne propună următoarele două exerciții, ultimele două cu care finalizăm acest antrenament. Următorul exercițiu pentru fesier, o să avem fandare în X, începem cu piciorul drept, pe fiecare picior o să facem câte 10 repetări. Piciorul drept se duce în spatele piciorului stâng, coborâm ușor, spatele drept și revenim. Și facem 10 pe un picior, 10 pe celălalt picior. Bun, hai să dăm drumul, omorâm fesierul. Ne pregătim. Hai, ușor. Una. Două. Trei.
coboară, să simți că fierul în tensiune. 4, 5, 6, inspiră și expiră. Expiră pe efort tot timpul. 8, 9, ultima și relaxezi. Schimbă piciorul. Arde. Ne pregătim. Hai cu stângul și 1, 2, 3, 4, 5, 6, nu uita să inspiri și să expiri, ultimile două, 8, ok. Mari, câte exerciții propui? De câte ori să repetăm acest exercițiu astfel încât să simțim că deja se tonifiază zona presiunii? 10 repetări pe fiecare picior, a câte 3-4 serii. Cu o mică pauză între serii, da? Care ar fi durata pauzei? Cât ar fi ok să menținem? 10-15 secunde. Bun, perfect, excelent. Bun, și așteptăm cireașa de pe tort. Ultimul exercițiu pe care Mari îl propune azi pentru voi este... Bun, plec de pe brațe, coborâm ușor pe sol, rămânem într-o linie dreaptă, bun, pe vârfuri, ușor mergem alternativ, brațul drept merge la piciorul stâng, atenție, nu îndoim picioarele, trebuie să simțim bicepsul femural că întinde, ridică fundul, spatele drept, alternativ 20 de repetări, 3, hai, 4, 5, 6, 7, ține picioarele în tensiune, 8, 9, 10, inspiră și expiră, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, nu vă aud că respirați, hai, dă-le! 2, ultima, bun! Ușor, relaxăm, 15 secunde pauză și din nou facem 4 serii. Cui ai recomanda acest exercițiu? Persoanelor avansate, zic eu. Aș merge și eu pe partea de avansat. Fete, de ce ziceți? Merge la avansat, la începători? Avansat. Avansat, nu? 3, 2, excelent. Coborăm ușor, încearcă să prinzi glezna, ții acolo. 1, cu toată talpa pe sol și palma rămâne pe sol. Mergem în pandare, poți să duci acum genunchiul peste vârful adidasului și relaxezi. Schimbăm partea. Inspiră. Lateral stânga, expir și țin acolo câteva secunde. Întinde tare și talia și abdomenul. 3, 2, excelent, tractare aer în piept, ultima, să fie de folos, mulțumesc mult pentru prezență. Dragilor, cam acesta a fost antrenamentul de azi. Mari, îți mulțumesc că ai fost la sală alături de mine. Și eu îți mulțumesc din suflet. Și vă aștept data viitoare, până atunci să rămâneți safe, să rămâneți strong și să rămâneți fit.